În anii trecuți, prahovenii se înghesuiau să cumpere semințe în această perioadă a anului. Acum, comercianții de arbagic se plâng de o lipsă a clienților. Puțin sunt cei care mai cultivă ceapă în grădini. Ce fel de arbagic? De unde? Buzău. Românesc. Românesc? Aveți și ceapă albă și roșie? Și ceapă albă și roșie. Prețurile? 12 lei, kilogram. Față de anul trecut ați mai crescut? Nu, la fel. Același preț. Foarte prost merge. Prost, foarte prost. De ce? Nu are lumea bani. Sau nu mai pune. L-ați mai scumpit față de anul trecut? Nu, nu. E aceleași prețuri ca anul trecut. Încă anul trecut pe vremea asta se vindea, nu? Da, da. De când cu COVID-ul nu mai. Nu mai e lume, nu mai vine. Clienții e cam gol. Da, înainte pe vremea asta se vindea arbagic. Da. Acum se întâmplă? Nu se mai cultivă? Cred că nu mai se cultivă, nu mai pune lume. Supărat. Arbacic. Vreți să cultivați în grădină, nu? Da. Cum e prețul? E bun. Față de alți ani, anul trecut a fost mai scump, pe timpul ăsta. Nu prea se vinde acum. Păi nu se vinde, fiindcă nu e sezonul. Dar eu... Ce vreți să luăm? Puneți deja în grădină? Se permite vremea? Eu așa zic că punem. Prețul cum e? Ca și anul trecut. Nu s-a mai scumpit. Nu. Având în vedere că luăm de la aceeași persoană, nu s-a mai scumpit. Nici la magazinele de specialitate nu mai este aceeași aglomerație ca odinioară. Chiar și așa, mai sunt prahoveni care se pregătesc pentru a planta diferite semințe în grădini. Am luat sămânță de sfeclă și de morcov. Încep lucrările de primăvară. Da, încep lucrările. Abia așteptăm să începem lucrările de primăvară, să îndreaptă timpul. Semințe. Ardei, gras, varză, morcov. Vă pregătiți pentru primăvară? Da. Ce vreți să luați? Sămânță de ovăz. Ați mai luat de aici? Nu. Doar atât plantați acum primăvara? Da. 2 kg atât, Sandra. Pentru ce? Pentru mine, pentru particular. Pentru pun în grădină, pun. Nu fac nimic, că nu-mi convin prețurile. Scumpe. Scumpe. Mă duc la particular. Ce voia să cumpărați? Arbacic. Aici e dublu cât e pe piață. Cât costă? Păi, parcă 20. Pe platoul halelor centrale din Ploiești, un kilogram de arbagic costă între 10 și 15 lei.